Vă salut, dragii mei! Astăzi avem un proiect frumușel, scurt, ceva ca să ne țină treji. E ceva perioadă, am aceste unelte cu mâneri de lemn și cu capăt de fier care nu-s bune deloc. Bun. Sunt foarte bune. Era gluma aceea că uneltele cu capăt de fier și mâneari de lemn nu sunt bune să lucri cu ele, că implică muncă multă. Da, muncă multă au văzut și astea, de aceea s-au uzat, s-au lărgit și trebuiesc refăcute mânerele. Și asta încerc să fac în acest video. Acesta e mic, nu mai transform nimic, la el îl curățesc puțin cu hârtie abrazivă, șmirghel, și o să-i pun epoxipol. Acesta deja i-am tăiat partea care era uzată. Am luat-o un pic cu rașpilă. Asta n-am mai filmat. Am luat puțin curajpila. Are o pană de fier. Puțin ruginită, dar nu ne interesează foarte mult să-și facă treaba. Însă o să pun și pe acesta puțin poxipol. Să fie așa un fel de siguranță. Să întărește bine și rezistă mult. Mai am așa scule făcute. Și acest ciocan de sudură ce l-am transformat, e același principiu. Rezistă, bat mult cu el. I-am pus și protecția asta, care s-o cam uzat, bineînțeles, dar mă folosesc foarte mult de ele. A fost un proiect făcut la grabă, nu-i simetric, e important e care vârf și pot să bat gura. Hai să vedem ce avem de făcut.
Acum ce rămâne de făcut e să lăsăm a se întări adezivul. L-am curățat puțin cu o cârpă cu motorina. Văd că am omis un loc. Da, ăsta numai să se întărească. Iar la acesta, după ce s-a întărit, o să iau cu discul abraziv și o să-l aduc la nivel. Atunci cu discul o să dau puțin și pe ciocan, că e ruginit. Așa arată ciocanul după ce l-am șlefuit puțin și am luat și partea asta la nivel. Uite, are poxipolul, nu știu ce fel de... Îi zice sudură plastică, boxipol. În fine. Da, e bună, e țapănă. I-am rotunjit un pic și muchile. Asta o să-l fac pentru forjă și nu vreau să-mi lase urme unde lovesc. Colțuri, mă refer. Asta e pentru aplicații mai ușoare, de 6 grame. Nu știu dacă puteți descifra. 6 grame. Celălalt deja l-am dat spre uzură. Celălalt mic, deja e în casă. Nu știu dacă chiar sparge nuci, dar în curând. Încă iarnă afară și nucile au trecere. Cam așa să rezolvă rapid chestiunea enervantă cu mânerul. Vă mulțumesc pentru vizualizare!